Bună și bine v-am regăsit! Încerc să îmi păstrez zâmbetul pe buze, chiar dacă de când am început să filmez acest clip nu mi-a plăcut fața mea și nu eram foarte convinsă că trebuie să filmez astăzi, dar cu toate acestea trebuia să filmez pentru că pe luna aceasta nu prea am livrat nimic pe acest canal și pe lângă asta totuși nu am vrut să treacă luna septembrie fără să fac acest clip cu produse din DM pe care știu că îl așteptați multe dintre voi, dar dincolo de asta nu era suficient că aveam nervi de la păr, am nervi și din cauza faptului că tocmai ce am constatat după ce am filmat vreo jumătate de oră că nimic din ceea ce filmam nu se auzea și a trebuit să reiau totul. Este destul de frustrant să reiei aceleași lucruri, să spui din nou aceleași chestii. Din fericire pentru mine am totuși suficiente cuvinte în vocabular încât să reușesc să mă adun și să formulez din nou niște fraze pline de sens, zic eu. Și acum sper să nu strâmbe nimeni din nas că arăt astfel de produse aici, dar sunt cumva la fel de normale ca lucrurile pe care le faci în vasul în care trebuie să-l cureți. Prin urmare, am aici niște tablete pentru curățarea vasului de toaletă. Sunt niște tablete efervescente, parcă le zicea. Ideea e că le puneți în vasul de toaletă și le lăsați să acționeze. Eu le las peste noapte pentru că deja le-am folosit. Sunt ambalate așa separat. Sunt astfel 16 tablete de genul acestora pe care le puneți, după cum vă ziceam, ei zic să le lași măcar 30 minute să acționeze, dar dacă e nevoie peste noapte, eu prefer să le las peste noapte, mi se pare cel mai simplu. Alte produse pentru toaletă, de fapt nu mai am, sunt niște tablete pentru rezervorul acestuia, dacă știți, pentru a colora apa. Eu prefer aceste tablete în locul acelor rezerve pe care le atașez vasului de toaletă. Doamne, ce discuții interesante! Da, deci le prefer pe acestea pentru că colorează mult mai bine apa și mi se pare mai drăguț, nu, să fie apa mai colorată. Dar revenind la o discuție mai serioasă, dacă putem, chiar îmi plac aceste produse. N-am mai avut de la Dank Meat până acum, am încercat alte mărci, dar mă fac curioasă acestea pentru că au un preț foarte bun, cred că sunt 7 lei și sunt 3. De obicei primești două și spune să le pui pe amândouă odată în rezervor. În cazul acestora n-am văzut să scrie să le pui pe toate. Prin urmare, pare a fi un produs mai avantajos ca preț. Alte două produse luate de la Dank Meat sunt odată aceste șervețele care spune că ar capta culoarea, șervețele pe care le pui în mașina de spălat, în ideea aceasta de a nu mai face tricourile, de a nu ne mai scoate de fapt altă culoare decât le-ai băgat. Eu recunosc că am făcut de multe ori această greșeală și am stricat multe haine din cauza faptului că le puneam la grămadă și ieșeau îngrămădite, dar sper să mă ajute acestea. În principiu eu pe cele albe le spăl doar cu albe, pe cele negre doar cu negre, așadar un astfel de pachet care conține 24 de șervețele ar trebui să-mi ajungă o vreme destul de îndelungată, dar prin faptul că, repet, le-aș pune doar în mașinile în care pun haine colorate. Dincolo de asta, să știți că am văzut că aveau și șervețele care să intensifice albul, spre exemplu. Dacă voi fi mulțumită de acestea și voi sesiza că ar face ceva, cu siguranță le voi încerca și pe cele pentru rufe albe. Și tot de la Dank Meat am luat aceste șervețele umede universale pe care îi spun că le poți folosi pe orice tip de suprafață. Le-am mai avut, mi-au plăcut și da, le-am folosit cam pe orice tip de suprafață și mi s-au părut ok. Evident că sunt niște șervețele în baza cărora nu poți lăsa curățenia, dar sunt utile și ele în anumite momente, inclusiv la a-ți curăța talpa didașilor atunci când nu ai chef să-i speli pe bune. Mi-am recumpărat și aceste șervețele de la Evelyn. Îmi plac foarte mult, dincolo de faptul că sunt făcute din hârtie reciclată. Îmi plac ele în sine, sunt foarte fine și mi se par și destul de spornice, în sensul în care aceste 60 de șervețele, cât spune că ar avea, m-au ținut vreo 2 luni de zile, cred. Bine, e adevărat că are legătură și cu cât de multe folosești, dar sunt numai bune așa de avut la îndemână și, repet, îmi plac foarte mult pentru că sunt foarte fine. Mi-am luat și câte ceva de la raftul cu alimente. De data aceasta mi-am luat din nou acei pufuleți cu alune, doar că nu-i mai am pentru că deja i-am mâncat. N-am putut să rezist atâta vreme de când i-am luat până filmez acest clip. Mi-am cumpărat și un produs în privința căruia, să zic că mai mult am fost curioasă, pentru că altfel eu mă consider destul de pricepută în a face un blat de pizza,
Doar că mi s-a părut interesant că am găsit acest amestec pentru pizza. Practic este un amestec pe care îl folosești pentru a face aluatul. Nu mai adaugi în el absolut nimic pentru că are deja totul pregătit. Tu trebuie doar să frămânți. Mi s-a părut interesant și am zis să văd și eu cum e. Recunosc că mi s-a părut, adică mi s-ar fi părut mai interesant dacă îl vedeam sau dacă îl găseam în perioada stării de urgență, când nu mai aveam nici făină, nici drojdie și un astfel de produs ar fi fost minunat. Acum nu știu dacă în perioada aceea nu l-observam eu sau nu aveam ce să observ pentru că l-observaseră alții înaintea mea, însă chiar sunt curioasă să văd cum va ieși blatul de pizza. Vă voi ține la curent, probabil în clipul următor. Și da, știu că sunt datoare și cu părerea mea legată de varza murată pe care am găsit-o data trecută în DM. Vă spun imediat și cum mi s-a părut. Și tot din gama de MB, eu mi-am luat odată sirop de agave și odată miere de salcâmp. În primul rând îmi plac foarte mult aceste ambalaje pentru că te ajută să dozezi foarte bine produsul și nici nu te murdărești, nici nu pui mai mult decât vrei să pui. După cum vedeți, siropul de agave este aproape că nu mai este, de fapt. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit în principiu în cafea, dar îl pun și în lapte cu cereale. Pentru că da, mie cerealele nu mi se par suficient de dulci, prin urmare mai pun și suplimentar ceva dulcează. În general puneam miere, dar acum că l-am avut pe ăsta, am zis să-l încerc. Mi-a plăcut foarte mult și îl voi recumpăra cu siguranță. Apropo de faptul că îl pun în cafea, acum văd că eu am aici cana cu cafea, pentru că deși este destul de târziu, adică este vreo cam ora 3 acum când filmez eu, nu mi-am băut toată cafeaua pe ziua de astăzi, pentru că, așa cum am mai zis, pentru mine cafeaua înseamnă o băuturică dulce, plăcută, dar care nu mă ajută sub nicio formă nici să mă trezesc, nici să mă umplu de energie, așa că o beau pe parcursul unei zile întregi. Și revenind, data trecută mi-am luat cafea de la DMBO, dacă vă amintiți. Vă spuneam eu atunci că nu sunt foarte pricepută în a identifica o cafea bună și una mai puțin bună, dar cu toate acestea să știți că a reușit cafeaua respectivă să mă convingă să o recumpăr și chiar intenționez să fac asta pentru că mai am foarte puțin din ea. Și anume, urmărind următorul criteriu. Cât de fin este măcinată. Și este foarte fin măcinată. Motiv pentru care sunt foarte încântată, pentru că înseamnă că este foarte mișto pentru a o folosi ca scrub. Pe corp, evident, nu pe față, nu punem pe față asemenea lucruri, oricât de fin măcinate ar fi ele, dar pe corp mi se pare foarte faină. Și da, din acest motiv o voi recumpăra cu siguranță. Dincolo de asta, apropo de faptul că mă întrebați mereu de prețuri și eu mereu să vă spun, pentru că în general le uit până de când le cumpăr și până filmez, mi se pare un preț accesibil pentru cafea bio, așa cum este ea prezentată, adică costă 12 lei pachetul, dacă mi-amintesc bine. Și da, v-am spus, mie îmi place și o voi recumpăra cu siguranță. Așa cum am tot recumpărat, spre exemplu, și această miere de salcâm. Dar, apropo de această miere, eu am citit la un moment dat că mierea pusă în lichid de fierbinți devine toxică și atunci evit să o pun în cafea. De-aia, dacă vă amintiți, în trecut vă mai arătam tot felul de tipuri de zahăr, așa zis, mai sănătoase, pe care le luam pentru a le folosi în cafea. Iar mulți dintre voi mi-ați recomandat mierea. Din acest motiv îmi folosesc mierea, pentru că sunt dimineți în care n-am timp să aștept să se răcească cafeaua pentru a-i putea pune miere. Și atunci m-a bucurat să găsesc acest sirop de agave pe care mi l-ați recomandat unele dintre voi. Însă nu știu în privința acestuia dacă el este ok spre a fi pus în lichid de fierbinți. Dacă voi, cele care folosiți deja acest sirop, știți, spuneți-mi și mie, vă rog. Și acum voi trece mai departe la produse de îngrijire, cele care cred că vă interesează în principiu cel mai mult. Sau poate mă înșel. Mi-am luat două produse care arată așa, un fel de tratament intensiv pentru păr. Sunt dintr-o gamă nouă, dar care iese și în ediție limitată în același timp. Le-am luat pentru că am fost curioasă să le încerc, dar nu vreau să mă entuziasmez prea tare de ele, dat fiind faptul că în curând nu le voi mai găsi, nu? Așa m-am entuziasmat foarte tare cu acele scrub-uri, cu acele geluri tip scrub, pe care nu le mai găsesc acum, prin urmare nu mai vreau să mă atașez prea tare de ele ca să nu sufăr prea mult după aia. Mi-am luat două pentru că, având părul ceva mai des, m-am gândit că s-ar putea să nu fie suficient unul. O să vă spun probabil despre ele în un clip cu produse terminate, deși, repet, este un pic
irelevantă părerea, dat fiind faptul că spunei că ar fi ediție limitată. Dacă mă urmăriți de mai multă vreme, știți că toamnă obișnuiesc să-mi cumpăr gel de duș cu lapte și cu miere. Este, nu știu, piticul meu de toamnă, dacă vreți, piticul meu de pe creier de toamnă, pentru că îmi place mereu să am acest gel de duș, indiferent de marca de la care el provine, pentru că sunt mai multe mărci la care găsești această combinație, lapte și miere. Dar acum am ales Balea pentru că e mai ieftină, ce să vezi, și pe lângă asta l-am mai avut și mi-a plăcut foarte mult, prin urmare am zis să îl recumpăr. Alte arome, să zicem, nu prea am găsit în noi în ceea ce înseamnă Balea și atunci am preferat să merg pe acestea de la Le Petit Marseille, pe care l-am mai avut doar pe acesta, de fapt, dintre toate cele trei pe care le-am luat acum. Erau la ofertă, cred că era 8 lei 1. Și, da, din faptul că s-a îmi place foarte, foarte mult, am zis să le încerc și pe astea două. Ăsta este minunat, senzațional. Acesta alb este cu un de cocos, ceară de albine și ulei de karité și acesta miroase plăcut și pare a fi drăguț. În schimb, acesta, portocaliu, este cu crin alb și ulei de caise și m-am lăsat puțin dusă de val pentru că văzând acest ulei de caise m-am gândit că mă va învălui așa un miros de caise extraordinar. Din păcate, mi se pare că predomină crinul alb, mirosul care se cincuie mă împac foarte tare pentru că este un miros floral destul de puternic din punctul meu de vedere și zicem că nu este neapărat ceea ce agrez eu cel mai tare, dar este în regulă. Și să știți că pe acesta l-am dublură, adică va fi și inclus în premiul lunar. I-am cumpărat și acest punetit de la Balea, pe care mi l-am luat data trecută, l-am folosit și mi-a plăcut foarte mult. Are o textură foarte lejeră, este foarte fin, mirosul său este foarte discret. Nu usucă deloc mâinile, mi se pare absolut ideal. L-am găsit la ofertă și cred că a fost 9 lei, în mod normal cred că ar fi 12. Și dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că v-am zis acum vreo lună că am vreo 9 măști de păr deschise și că aș vrea să nu mai cumpăr, cel puțin în perioada următoare, pentru a reuși să mai termin din cele deja începute. Problema este că am găsit-o pe aceasta cu apă de cocos de la Balea, care mi s-a părut foarte interesantă și căreia n-am putut să rezist. Prin urmare mi-am luat-o, am și folosit-o odată, tocmai pentru că am vrut să vă spun ceva despre ea. Are o textură foarte interesantă. Aș zice că e asemănătoare cu o textură tip gel. Este destul de fluidă, după cum puteți observa. O văd potrivită datorită acestei texturi pe care o are și unui păr mai subțire, pentru că nu încarcă foarte tare. Se distribuie foarte ușor pe firul de păr, știți, spre deosebire de alte măști care sunt așa destul de greoaie și necesită ceva luptă până distribuie uniform produsul pe păr. Aceasta, să știți că se comportă decent și am una pregătită și pentru premiul lunar. Apoi mi-am recumpărat acest ulei de machiant pe care știți că îl apreciez enorm. Nu mai intru în detalii cât de minunat este. Pentru mine este un produs foarte mișto. De când l-am găsit, nu l-am mai lăsat și cred că nici nu-l voi lăsa prea curând. Poate doar dacă voi găsi ceva mult mai bun decât el, dar să și aibă un preț decent. Pentru că altfel l-am găsit, dar au prețuri care mi se par exagerate pentru un produs de curățare. Prin urmare, va rămâne el cu siguranță și în perioada următoare alături de mine. Mi-am cumpărat și o pensulă pe care recunosc că am luat-o mai mult datorită felului în care arată, nu că aș fi avut nevoie de ea. Este o pensulă de la Essence, dintr-o gamă de asta lansată în această vară, din ce am văzut. Aveau la ea și niște bronzere, dar nu mi-am cumpărat că nu am nevoie de așa ceva. Nici de pensulă n-aveam nevoie, dar mi s-a părut atât de simpatică și atât de frumoasă încât am luat-o. E adevărat că era și ultima care se mai găsea la raft. În general, colecțiile acestea limitate nu prea se găsesc în multe magazine din ceea ce am observat sau dacă găsești, de obicei găsești raftul gol. În cazul acesteia mai era disponibilă această pensulă și, repet, aveau și un bronzer, dar din câte știu au avut mai multe produse în această colecție. Însă, da, am luat-o așa mai mult că e simpatică. Am cumpărat și două pachete de dischete de machiante de la Ebelin. Știți deja că de când le-am descoperit nu le-am mai lăsat. Unul dintre ele va merge de asemenea la premiul lunar, unul va rămâne la mine. Apropo de premiu, am și pentru voi un luciu de buze sau un balsam de buze, nu știu cum să-i zic, balsam, cred că, dintre acesta solid. Spune că ar fi un balsam de buze
hidratant, reparator. Este un produs hidratant care oferă ceva luciu buzelor, nu oferă 5 culoare, dar le dă așa un aspect plăcut. E adevărat că nu are cea mai igienică formă de ambalare, mai ales pentru această perioadă pe care o traversăm, dar dacă îl folosești în casă, ți este la îndemână să te speli pe mâini înainte de a-l aplica. Mi s-a părut interesant, m-a atras mult culoarea, pentru că altfel recunosc, nu avem nevoie de un balsam de buze, dar n-am putut să îi rezist când l-am văzut așa plăcut. Și cred că mai am două produse și am încheiat pe ziua de astăzi. Odată este vorba despre acest far lichid de la Trendy Tap. Este un produs pe care l-am luat eu sperând să fie așa un fel de bază ușor pudrată pentru farturile pe care le așez ulterior. Nu este atât de pudrat, este mai degrabă lichid și îți lasă mulți clipici pe ploape. Dar cred, din ceea ce am observat când l-am folosit, că intensifică un pic culoarea fardurilor. Însă nu este neapărat ceea ce mi-am imaginat că va fi. Iar ultimul produs pe care cred că am să vi-l arăt, pentru că din ce observ am cam încheiat cu ceea ce am de prezentat, este acesta de la Holika Holika. Este un brand corean, un produs pe care l-am văzut de foarte multă vreme pe rafturile din DM, dar nu l-am niciodată pentru că nu aveam răbdare să citesc până la capăt și aveam senzația că este un gel de curățare a feței. De fapt, el este un gel de calmare cu aloe vera. Este un produs pe care îl pui pe față și efectiv îl lași acolo în momentele în care ai nevoie, în momentele în care ai tenul iritat, spre exemplu. Tocmai de aceea am ales să-l iau în varianta aceasta mică, adică de 55 ml, pentru că mi se pare o cantitate suficientă pentru a înțelege dacă te înțelegi cu produsul, pentru a înțelege dacă funcționează pentru tine. Și cred eu totodată că este suficientă pentru o perioadă destul de îndelungată, pentru că până la urmă nu este ca și când ai nevoie de acest tip de produs în fiecare seară, ci câteodată când se întâmplă să mai faci o prostioară și să îți iriți tenul. Și acum că am ajuns la final, zic să fac o scurtă recapitulare a premiului din această lună, adică odată dischete de machiante de la Evelyn, gel de duș de la Le Petit Marseille, mască de păr de la Balea, care e foarte faină, așa cum v-am zis, acest balsam de buze de la Trendy Tap și am reintrodus în circuit acest deodorant de la Balea. Știu că multe dintre voi îl îndrăgiți. O să vă spun sincer, în ceea ce mă privește, transpirația nu o ține sub control, dar eu am o transpirație obraznică și sunt foarte puține deodorantele care reușesc să mi-o stăpânească. Dacă voi aveți o transpirație normală, s-ar putea să vă fie util. Dacă nu, cred că ca spray de corp este foarte ok, pentru că multe dintre voi mi-a zis că vă place foarte mult mirosul pe care îl are. Și am hotărât să mai includ în acest premiu și aceste șervețele care captează culoarea hainelor din mașina de spălat. Sunt același tip de șervețele pe care mi le-am luat și eu și pe care vi le-am arătat, doar că acestea sunt o altă marcă, o marcă pe care o găsiți în DM. Am zis că dacă eu tot mi le-am cumpărat pe acelea, n-are sens să le păstrez tot pentru mine, și să ofer șansa celui care va câștiga premiul să descopere și acest tip de produs. Dat fiind faptul că se face un an de zile de când fac acest tip de clip, cred că deja știți că singura condiție pentru a avea o șansă la câștigarea acestui premiu este aceea de a lăsa un comentariu în descrierea acestui clip, un comentariu în care să vă spuneți părerea voastră despre ce vreți. În principiu aș prefera să fie legat de acest clip, adică n-aș vrea să primesc 11.000 de inimioare sau 11.000 de emoticoane, zic să facem un dialog totuși, așadar aceasta este singura condiție, după cum v-am zis. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați fost și astăzi aproape, ne revedem curând, pa, pa!